suntem aici, Popescu și Flic, vă salutăm toată România. Șmecheria astăzi e la Sibiu, în benzinăria MOL, intersecția DN1 cu DN7. Cum vii de pe Valea Voltului și de pe la Făgăraș, în giratoriu ăsta mare. Așadar, benzinăria MOL din sensul ăsta giratoriu, locul în care stăm până la ora 19. 3 ore, puteți să veniți, să vorbim, să vă plângeți, să vă râdeți. Să vă bucurați alături de noi și așa mai departe. Vreau să vă spun că aici în benzinărie, când făceam noi pregătirile pentru emisie, ne-am întâlnit cu un domn, nu știu dacă tu ai avut, îl cunoști, dar o să-ți fac eu cunoștință acum cu el. Da. Este singurul campion paralimpic al României la ciclism, îl cheamă Eduard Novac și a intrat aici să ne salute și i-am zis, nu putem să nu vorbim măcar două secunde cu el. Salutare, Eduard, bine ai venit, ai venit să faci primul la bicicletă. Salut. Sau de ce? Să beau un espresso. Deci nu faci plinul la bicicletă în benzinărie, nu? Într-un fel, da. Într-un fel, da. Păi face plinul cu espresso, mă, ca să aibă energie, să poată pedala. Fii atent, dacă tot ești aici alături de noi, cu ajutorul tău vreau să dăm prima provocare de astăzi. Exact. Primul om care vine la noi cu o bicicletă, nu neapărat pe bicicletă, poate să aibă în portbagaj, exact. Da, să intre cu ea în benzinărie, știți cum? Cu lanțul pus, montată, nu care încărcă, nu exact. De portbagaj. A intrat pe bicicletă în benzinărie, aici în mână am carduri de combustibil de la MOL, unul dintre ele care conține un plin, ajunge la primul cetățean care ajunge în acest giratoriu în benzinărie pe sau cu bicicletă. Bicicletă. Hai să-l aplaudăm! Ia uite, mă, începe să facă atmosfera la noi în benzinărie, unde vă așteptăm pentru că mai avem provocări. Suntem în benzinăria MOL din Sibiu, intersecția DN7 cu DN1. Vă rog frumos, cineva să-i facă respirație. Cei din benzinărie să-l aplaude pe Iosif. Primul concert la Castron dintr-o benzinărie. Mulțumim, mulțumim. Domnul, nu v-a plăcut că nu l-ați aplaudat? Păi mai aplaudați-l odată. Nu, de la salvare. Astăzi cu respirația gura la gură, am înțeles. Băi, ne gândeam că noi românii suntem specialiști în multe lucruri, specializați pe multe lucruri, unul dintre ele preparate culinare. Nu, la halit suntem la specialiști. Halit, exact. Da. Și pentru că suntem în zona asta în care ne aflăm acum, la Sibiu, vrem să dăm un plin de benzină primului cetățean care vine aici în benzinăria MOL, în giratoriu, intersecția DN1 cu DN7, cu un preparat de brânză, mă. Bă, nu, brânză. Telemeaua aia de Sibiu, domnul Flic. Salut, cum te cheamă? Ovidiu. Ovidiu? Dă-te la o parte, că aici am eu treabă. Salut, Ovidiu, ce faci? Îmi pare bine să te cunosc. V-am auzit la radio și... Da, du-te tu și vezi treaba ta, că eu am treabă cu Ovidiu. De unde ești, mă, Ovidiu? Ține microfonul, omul. Stați de vorbă voi. Luam brânza, mă. Da. Ovidiu, de unde ești? Din Sibiu. Îți doresc mult succes, ai luat plinul de benzină, să ai vânzare bună. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Băi, tare de tot, s-a mișcat repede, ne-a dus cașcaveaua, cașa fumat de la Popescu și Flic. Atenție, primul șofer care vine la noi aici, la benzinăria MOL, intersecție DN1 cu DN7, giratoriu, având un proces verbal de amendă. Sau o amendă, mă, care vine cu luată astăzi, sau chitanță de amendă plătită. Da, cu atât mai bine, că înseamnă că omul înseamnă că e bun cetățean. Și noi ce facem? Dăm un plin de benzină ca să compensăm. Omul a dat bani pe amendă, noi îi facem plinul la mașină. Facem o lege a compensației. Plătim, da? Într-un fel amenda. Foarte multă lume trece pe aici, pe la noi, prin benzinărie. Vreau să vă zic, am primit în acest moment, pe melodia care tocmai a trecut, am primit vizita a numai puțin de 3 cetățeni penalizați cu amenzi rutiere. Primul însă care a venit și pe de altă parte și campion amenzilor, a venit cu 6 amenzi. Bă, 6. Da. Măi, eu n-am citat cărți câte amenzi a luat omul ăsta în viața asta lui. Cea mai recentă amendă, așa, a luat-o pentru parcare, nu, pentru centură. Dar are unele, uite aici, de viteză, stai că ți-arăt eu. Da. Are odată 134 plus avertisment, deci 134 de lei. Da. Mai are 630 de lei. Auzi? 96 în localitate. Ca să-l ajutăm să-și diminueze paguba, trebuie să vină în benzinăria MOL. 140 de lei, 2,70 de puncte. Altă amendă. Vai de capul meu. Mai are una de 170 de lei. Cum te cheamă? Că văd că ești... Vitezomanul Gică, iată-l, este în direct. Salut! Tare. Laurențiu. Laurențiu, tu ești grăbit? Ce-i cu tine de amenzi de astea așa multe de viteză? Mă ceartă soția dacă întârzi. Înțeles, deci tot soția de mai devreme. Noi aici avem un radio în benzinărie, avem cel mai mare radio pe roți din România în parcare. Vreau să se audă acasă toată cașca din benzinărie. Deci, în momentul ăsta, vreau așa, Angela, Marius, da. Ami, Claudia. Iosif, vreau... Alex, toată lumea. Să aplaudăm, hai, cu Motanu, cu toți, cu fane, așa. Asta e
gașca din benzinărie. Mulțumim tuturor celor care v-ați oprit să faceți poze cu noi, tuturor celor care v-ați răpit din timpul vostru un minut, două, ca să ne strângem mâna și să ne cunoaștem. Ne revedem săptămâna viitoare cu altă gașcă, altă poveste, altă benzinărie MOL și aceeași Popescu și Flic. Pa, pa!